Tragedie ieri după amiază într-o familie din Odorheiu Secuiesc. Fetița în vârstă de numai un an și jumătate a murit după ce baraca în care fusese lăsată de părinții plecați la muncă a fost cuprinsă de flăcări. Fratele de 3 ani a fost salvat de o vecină. O scânteie de la soba metalică a mistuit totul. Atenție, urmează informații și imagini care vă vor afecta emoțional. Nimic nu a mai rămas din baraca de 12 metri pătrați în care stătea familia, chiar lângă stâna la care munceau părinții copiilor. Focul a mistuit totul în câteva minute. O vecină a văzut vâlvătaia, dar n-a reușit să-l salveze decât pe băiatul de 3 ani, care a și fugit spre ușă. Fetița era nevăzătoare și ar fi rămas țintuită în pat. Un cioban a văzut și el vâlvătaia, dar până să coboare dealul... Eu când am venit cu el, atunci a fost ars toți, nu a mai... A fost aici poliția și pompieri. Este un băiat care a dus în spital și fata care a ars acolo. Au lăsat focul copilul aici? Da, copilul era aici, da. Părinții celor mici care lucrau de 2 luni la fermă erau în sat la muncă. Altfel, n-ar fi lăsat copiii singuri, după cum spune și patronul oamenilor. Din păcate s-a întâmplat asta. A mai lăsat nesupravegați copii? Nu prea. O gazdă a dat un telefon că trebuie să fate o vacă și a mers la să ajute să fate vacă. Și au fost amândoi acolo? Da. Și bărbatul lui și ea. Salvarea a venit, dar băiețelul era doar speriat și a rămas cu părinții. Pompierii au ajuns la fața locului cu 3 autospeciale și 10 oameni, dar prea târziu. La sosirea echipajelor s-a constatat că anexa era cuprinsă de flăcări, foarte generalizată. Chiar băiețelul ar fi încercat să pună lemne pe foc, dar jarul a căzut din soba metalică. Părinții au fost luați cu tot cu copil la poliție pentru audieri.